Bună ziua, doamna Arsenie! Bună ziua! Să ne spuneți, vă rog, cum v-ați simțit la tabăra de post și ce beneficii considerați că s-au desprins din această întâlnire? A fost minunat. O experiență unică. O așteptam de mult. Nu știam că o să fie aici. Așteptam o vacanță, un pelerinar, să plec cu fata, să zic așa. Pentru ea am insistat să găsesc un drum, o cale. Suntem bine și ea a fost destul de liniștită. A fost ca un vis frumos, să zic așa, în care am călătorit, ne-am înălțat și eu m-am înălțat, cu siguranță m-am schimbat. O să fiu și de aici înainte, o să mă lupt mai mult pentru Anca, o să mă lupt pentru cei din jurul meu, să-i trag după mine. Și pe cei din familie, bineînțeles. Dintotdeauna iubesc oamenii și am căutat armonie. Încă de copil, la mine, familie, a fost armonie. Ai mei părinți nu se certau, nu se băteau, nu își puneau cuvinte grele. Am fost un copil, primul copil. Fata tatei, de fapt, am fost băiat, că tata voia băiat și îmi spunea Marius când eram mică. Și întotdeauna spunea, tata, sfatul ăsta mi-l dădea. Lasă-i în pace. Noi nu avem treabă cu nimeni. Iartă, uită. Așa că asta mi-a fost crezul. Bineînțeles că orice om, am făcut și eu greșeli, păcate, grele, multe. Dar vreau să găsesc calea cea bună, să primesc semne că sunt pe calea cea bună și sunt sigură că o să se schimbe și o să se îmbunătățească starea Ancăi și cei din familia mea o să sesizeze că fac asta pentru ei. Ce v-a plăcut la noi aici? Păi mi-a plăcut totul, de la apă, aer, atmosferă și faptul că am avut posibilitatea să merg în biserică de câte ori vreau. Și fie la slujbă, fie fără slujbă, să mă închin, să mă rog doar eu personal, să zic așa. Totul. Și plimbările și cel puțin pelerinajele, Doamne, a fost o binecuvântare. Simțiți că au fost ceva beneficii pentru dumneavoastră? Da, au fost beneficii, cu siguranță. Deci nu m-am mai trezit dimineața cu degetele, cu articulațiile înțepenite. Chiar și unghiile, parcă mi s-a schimbat culoarea. Aveam un ochi care mi se zbătea de vreo ochiul drept, de prin decembrie. Și am mai luat magneziu, am văzut că nu mi s-a mai rărit, dar acum nu mi s-a mai zbătut deloc. Sunt beneficii, clar. Când îl cauți pe Dumnezeu, nu ai cum să găsești altceva decât beneficii, clar. Și emoțional? Și emoțional. Deci am altă stare de spirit, am altă poftă de viață, să spun așa. Puterea grupului a contat? Categoric da, categoric da. Acasă poți să ții post, dar gândurile te vin peste tine, sunt sigură de asta, te copleșesc și nu te poți concentra atât de mult ca și aici. Și grupul a fost minunat, a fost super. Ați mai ținut vreodată post cu apă? Am ținut în postul Crăciunului 3 zile. Eram deja în post, m-am pregătit înainte, am ținut doar cu suc de mere și cu suc de roșii, când trebuia să iau ora mesei, adică la prânz și la ora 5.
Și după aceea am continuat tot la fel, două zile, trei cu sucuri. Deci nu, și atunci m-am simțit slăbit, am slăbit și atunci vreo două kilograme, cred. Dar nu, asta nu a fost, nu e nimic. Deci eu nu am venit aici să slăbesc nici cum. Și le-am mai spus prietenilor, cei care m-au auzit că plec, aole, unde te duci, că cât vrei să slăbești? Dar eu nu vreau să slăbesc, eu mă duc pentru altceva. O să recuperez, nu-i problemă. Considerați că v-ați împlinit scopul? Da, nu total. Deci eu vreau să mai revin. Nu total. O să încerc și acasă, bineînțeles, vinerea și miercurea, poate, să țin doar cu apă. O să încerc să mă strădesc mai mult, siguranță. Ați deprins, știu și eu, niște noi perspective? Poate ceva ce nu știați? Nu știam că sunt atât de mulți oameni care caută divinitatea, caută pe Dumnezeu sau poate că știu sau nu știu ce caută. Caută, dar nu știu ce caută. Da, nu știam că sunt așa de mulți. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim.